Numită popular apa vie sau băutura regilor, se va demesteacă. Este un remediu miraculos care se recoltează în această perioadă a anului și nu puțin sunt cei care au auzit de beneficiile pe care le aduce sănătății se va demesteacă. Așa se face că în zonele montane, nu doar localnicii se bucură de această minune a naturii, ci și turiștii care vin de la sute de kilometri pentru a face o cură de detoxifiere. Cunoscută încă din moș strămoș pentru proprietățile sale, se va demestea când se recoltează dis de dimineață. Am colectat un bidon de ieri după amiază până azi. S-au colectat un bidon de 5 litri. Localnicii știu exact cum să facă asta și sunt dispuși să le arate tehnica recoltării și turiștilor care vor să se conecteze cu natura. Luăm bidonul cu furtunul, îl introducem. Deci vedeți, a început să curgă deja. Acesta este un mesteac în cusevă. Din cauza temperaturilor foarte scăzute, seva înghețat, dar asta nu e o problemă. Noi adunăm toată seva ce s-a adunat de peste noapte, o punem în bidoane și o folosim pentru tratament și pentru băut. Gabriela a aflat despre seva de mesteacăn de la fratele său, iar acum face o cură de câteva săptămâni. A venit pentru asta în Vidra, județul Alba, tocmai din Constanța. Am venit pentru seva de mesteacăn, pentru detoxifiere. Zona este foarte frumoasă, gazele ok. Această sevă de mesteacăn era cunoscută ca un tonic fizic și psihic încă din vechime. Iar după o cură de câteva săptămâni, sistemul circulator, plămânii, ficatul și rinichii par să renască, spun specialiștii. Seva de mesteacăn este însă de ajutor pentru tot organismul și dă poftă de mâncare și energie pentru un sezon întreg de muncă. V-am adus să servesc câte un pahar de sevă de mesteacăn proaspătă, adusă din pădure. Mă simt foarte bine, liniștit, detașat. Are un gust plăcut, dulcea chiar, o apă dulceană. Și după 8 zile de cură chiar simt efecte benefice. Seva de mesteacăn se poate păstra proaspătă câteva ore și doar în condiții speciale. Seva care nu este ținută la rece începe să fermenteze. Tocmai de aceea este preferabil să fie consumată în ziua în care a fost recoltată.